Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Suntem în direct pe Prima TV Slatina, la Prima de dimineață. Vă mulțumesc că și ieri ați fost alături de noi. Același lucru vă invit să-l faceți și astăzi. Aveți la dispoziție și site-ul televiziunii www.primatvslatina.ro și de asemenea și pagina de Facebook, unde așteptăm în continuare păreri și sugestii din partea dumneavoastră. Bună dimineața, le spun și celor care sunt acum în fața micilor ecrane, nu numai din Slatina, ci și din celelalte localități ale județului, acolo unde intrăm în casele dumneavoastră doar prin intermediul rețelei ACTA. Bună dimineața, le spun de asemenea și dragilor mei colegi din emisie și din platou, bună dimineața tuturor! Haideți să dăm startul unei noi ediții matinale și pentru început vă propun să vedem ce spun astrele. Balanțele o să primească astăzi o invitație la un eveniment care să le pună în contact cu oamenii de la care au ce învăța și o să intre într-un alt mediu, să spunem așa, social. Continuăm cu nativii zodiei Scorpion. Este posibil să apară cineva care să vă facă să trăiți cu adevărat, să vă refaceți după vreo pierdere, să vă reinventați, că aveți resurse nebănuite. Săgetător. Poate plecați cu grupul de prieteni pe undeva și o să faceți o vizită și unor rude care locuiesc pe traseul acelei deplasări și o să aflați ultimele noutăți. Capricorn. Se pare că o să primiți o aprobare. O fi vorba de o confirmare din partea unui juriu și o să aveți o serie de libertăți. O să vă permiteți niște lucruri la care sperați de foarte mult timp. Vărsător. O chestiune mai veche se va rezolva în sfârșit, dar o să fie un consum nervos, poate o să cheltuiți și niște bani și o să faceți progrese la slujbă sau la școală după caz. Dragi pești, un anturaj antrenant, poate plecați într-o escapadă turistică și o să vă priască atmosfera, o să vă întoarceți refăcuți, gata de noi provocări. Berbec. Voi, berbecii, este posibil să luați dintr-o sursă suplimentară niște bani și să-i scoateți pe ai voștri la plimbare, treceți în revistă mondenitățile, să faceți abstracție de grijile zilnice. Continuăm cu taurii. O să aveți parte de o revedere emoționantă și o serie de aspecte neclare se vor lămuri pe deplin dacă o să stați de vorbă și o să despicați firul în patru, cum se spune. Gemeni. Voi, gemenii, vă schimbați planurile de weekend și o să vă ocupați de niște urgențe, dar o să vă și distrați, că o să aibă grijă grupul de amici să ieșiți pe la mondenități. Rac. Foarte posibil musafir care se poate să rămână și peste noapte și o să exploatați la maximum veștile pe care le veți afla, poate de firul unei afaceri este vorba. Leu. E un eveniment în pregătire și o să puneți mult suflet, o să vă dați interesul să mulțumiți pe toată lumea că e cineva apropiat care contează pentru voi. Și în cele din urmă, fecioară, prezența cuiva o să vă dezmorțească sufletește și o să mai ieșiți la plimbare, la un târg, un concert. O să faceți ceva ca să eliminați monotonia din viața voastră. Dragii mei, toate bune pentru astăzi și la mulți ani celor care sărbătoresc ziua de naștere! Ei, cam acestea sunt predispozițiile zilei de astăzi și dacă am aflat cum stăm cu sănătatea, cu dragostea și cu banii, mergem mai departe pentru a fi conectați la realitate și a afla care sunt cele mai importante subiecte ale acestei zile. Și începem cu ziarul Gazeta Nouă, să vedem ce spun ziariștii de la acest cotidian. De la secțiunea administrație, undă verde pentru centura de nord a Caracalului, investiție realizată prin PNDL, consilierii locali din Caracal și-au dat acordul joi pentru închirierea unei suprafețe de teren ce aparține CFR, pe care se va construi o șosea care să ocolească municipiul prin partea de nord. Viceprimarul Caracalului Octavian Stănescu a declarat pentru Gazeta Nouă că s-a recurs la soluția închirierii unor terenuri care se află în zona de siguranță și protecție a CFR pentru a se debloca proiectul ce beneficiază de finanțare încă din anul 2015.
De la acest articol mergem mai departe la secțiunea sănătate. Radiologii slătineni avertizează că vârsta la care sunt descoperite neoplaziile a scăzut considerabil. Pentru a pune un diagnostic cât mai exact, medicii de la Spitalul Județean de Urgență Slatina apelează tot mai des la radiologii slătineni. Astfel, deși vin cu o patologie aparent simplă, nespecifică, numărul pacienților diagnosticați cu forme grave de cancer a crescut considerabil. Grav este că vorbim de persoane tinere de până, atenție, în 30 de ani. Cei mai mulți pacienți care trec prin Spitalul Județean de Urgență Slatina ajung și la radiologie, fie că primesc o recomandare pentru un simplu ecograf, pentru o radiografie, un CT sau un RMN. Așa se face că toate cazurile grave ajung și la laboratorul de radiologie și imagistică medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina. Șeful laboratorului de radiologie și imagistică medicală, medicul Anca Iordache, a precizat că vârsta la care sunt descoperite neoplaziile a scăzut foarte mult, tineri de până în 30 de ani, fiind descoperiți cu forme grave de cancer. Situație dramatică, un medic în cabinetul școlar pentru aproape 1700 de elevi și preșcolari olteni, situație dramatică în unitățile de învățământ din mediul urban, unde funcționează doar 43 de cabinete medicale școlare cu doar 20 de medici. Practic, doctorii deservesc cei 33.581 de elevi cuprinși în 70 de grădinițe și 56 de școli și licee. La un calcul simplu, un medic se împarte la aproape 1700 de elevi. În mediul rural, singurul cabinet este la Osica de Sus. În rest, asistența medicală este asigurată de către medicii de familie. Iată, un medic la aproape 1700 de elevi. Ce poate să facă mai înainte? Da, continuăm cu alte subiecte. Octogenară din Verguleasa, lovită mortal de o mașină, femeia traversa prin loc nepermis. O femeie în vârstă de 83 de ani din Verguleasa a murit joi dimineața după ce a fost lovită de un autoturism care, când a traversat strada, prin loc nepermis, scriu ziariștii de la Gazeta Nouă. Jandarmeria Olt, infracționalitatea stradală în scădere în primele 8 luni, iată și o veste bună. Și să vedem ce spun și ziariștii de la eveniment de Olt în această dimineață. Agresorul polițistului din Dolj rămâne după gratii, programul Rabla Classic suplimentat cu 25 de milioane de lei, noi medicamente pe listele acordate, compensat și gratuit. Obiectivele păzite de jandarmi monitorizate video pentru intervenții mai prompte. Iată, un alt articol în paginile ziarului Eveniment de Olt. Să vedem care sunt și informațiile de ultimă oră din Gazeta de Sud. Molurile în paragină ale Craiovei. Craiova trebuie să aibă până acum încă două moluri realizate de dezvoltatori imobiliari străini. Unul ar fi trebuit să apară pe platforma de vest a Craiovei în prelungirea bulevardului Nicolae Titulescu, iar altul chiar în interiorul municipiului, pe strada Caracal. Ce se întâmplă cu aceste moluri sau ce ar fi trebuit să se întâmple, aflați din acest articol. Vă spuneam că din Gazeta de Sud vă spun și informațiile de ultimă oră. În Marea Britanie, vize pentru român, bulgar și polonez din 2019. Alte două echipaje românești s-au calificat în finale la mondiale de canotaj din Florida. Locuri de muncă vacante în Vâlcea. Și astăzi se celebrează Ziua Mondială a Inimii. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Vă spun imediat ce se încarcă această pagină și aflăm despre acest subiect. Da, în fiecare an, pe 29 septembrie, se celebrează Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în lume. Anual, acestea fac peste 17 milioane de victime, iar numărul este în continuă creștere. În România, potrivit statisticii, la 30 de minute, o persoană suferă un infarct.
Bolile de inimă pot fi prevenite printr-o alimentație sănătoasă, fără sare și zahăr în exces, cu mișcare fizică zilnică în spații nepoluate, verificarea constantă a tensiunii arteriale, plus menținerea sub control a valorilor colesterolului și glicemiei. Măcar astăzi de ziua mondială a inimii, să mergeți să vă faceți un control. Un singur medic pentru aproape 1700 de elevi și preșcolari este un articol despre care v-am spus, un subiect despre care v-am spus, apare și în ziarul Jurnalul Olteniei. Război împotriva sănătății craiovenilor. Cel mai modern depozit de cherosen inaugurat la Craiova, cel de-al doilea parc industrial al Consiliului Județean Dolj. Iată. Autoritățile din Caracal construiesc o centră ocolitoare, un alt proiect de ocolire derulat de CNAIR fiind blocat în 2011. Și foarte pe scurt, pentru că mai avem puțin timp la dispoziție, vă spun și informațiile mondene din Libertatea și Click. Începem cu ziarul Click. Roxana Ciuhulescu a înflorit după divorț. Nu vedeți că strălucesc? Spune aceasta. Vedeta se luptă ca fiica ei să nu mai fie atât de afectată de separarea părinților. Daniela Crudu și-a luat iubit ca să-l crească. Puștiul e fiul unui milionar. Planul secret de la Canal de pentru înlocuirea Gabrielei Cristea și exclusiv soția lui Miron Cosma, dezvăluiri picante la 8 ani de la divorț. Vă spuneam despre acest subiect și ieri. Veste tragică pentru toți, Fanny Seinfeld și confesiunile unei videocetiste. Asta dacă interesează pe cineva. Iată, foarte multe subiecte și despre Dana Săvuică aflăm, despre pictorialul din 1999, să pozez în Playboy a fost o onoare, spune aceasta. Cea mai mare problemă a lui Liviu Vârciu în rolul de tată, nu sunt genul care să facă asta, sper să fie cineva prin preajmă, spune acesta. Sunt subiecte ce le găsiți, vă reamintesc, în paginile ziarilor Libertatea și Click din această dimineață. Fie că mergeți și vi le procurați de la chioșcul de ziare, fie că aveți la îndemână un telefon inteligent, un laptop și intrați repede pentru a afla ultimele noutăți. Și despre Ilinca Vandiș, care se pregătește de nuntă, a izbucnit în plâns când a aprobat rochia de mireasă, despre acest articol din Libertatea. Și încheiem aici cu revista presei locale, naționale și mondene din această dimineață. Dar nu plecați din fața micilor ecrane, pentru că vom continua matinalul după un scurt moment de publicitate. Rămâneți alături de noi. Am revenit, dragii mei, suntem din nou în direct în partea a doua a matinalului Prima de dimineață. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și astăzi și ne urmăriți până la 9:30 de minute, vă reamintesc. Nu uitați, www.primatvslatina.ro este site-ul televiziunii și pagina de Facebook de asemenea vă stă la dispoziție pentru mesaje și sugestii. Pentru că suntem în partea a doua a emisiunii, vreau să vă prezint și invitatul zilei. Alături de mine în această dimineață se află artistul plastic Marcel Duțu. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața! Mă bucur foarte mult că mi-ai acceptat invitația și ai reușit să vii în cadrul emisiunii matinale pentru a vorbi despre ceea ce ai mai realizat în ultima perioadă, ce proiecte ai. Realizări destule. Proiecte sunt foarte multe. Timpul este o problemă. Acum pregătesc niște lucrări pentru Alba Iulia. Da? Mâine la Vâlcea avem expoziție la galeria. Se inaugurează galeria Pasaj, pasajul subteran din centru de acolo, de lângă mall. Și avem expoziție. Suntem patru artiști olteni. Eu, domnul Dimulescu, Cătălin Podoleanu, Cristina Botez și s-ar putea să mai fie și alții, dar nu mai știu. Deci se inaugurează... Artiștii de la Olt, da, merg la noi Vâlcea. Aparținem de Vâlcea. Aparținem de filiala Vâlcea.
Uniunii Artiștilor Plastici și se inaugurează pasajul cu expoziția oltenilor. Mâine, poi mâine, duminică, avem expoziție dedicată femeii, problemelor legate de cancer. Cancerul mamar și, în general, cancerul care, mă rog, afectează viața femeilor. Este o expoziție în cadrul unei fundații și multe alte proiecte. Unde va avea loc această expoziție duminică? La o agenție de asta privată care se ocupă cu lupta împotriva cancerului. Da, am înțeles. Cu ce lucrări vei merge? Pentru pasaj am lucrări dintre astea grafică, cu tehnică mixtă, cu compoziții și pentru expoziția asta de duminică participăm cu o singură lucrare. La expoziția de sâmbătă, de mâine, cu 6 lucrări. Suntem și mai puțini, artiști mai puțini, numai cei din Olt, care aparținem filialei Vâlcea, atunci expunem lucrări mai multe. La cea de duminică o singură lucrare, pentru că participă întreaga filială și probabil și în artiști din țară, deci este o expoziție mai care se adresează publicului cu mai mulți artiști participanți. Pentru Alba Iulia, ce lucrări pregătești? Este o anumită temă? Da, am portrete de făcut. De fapt, nu sunt pentru Alba Iulia. La Alba Iulia mă duc la o lansare de carte, sunt invitat și lucrările merg, o parte din portrete merg în Austria, deci vine cineva și le ia pentru Austria. Și o parte pentru cineva din Alba Iulia, care portretul respectiv este oferit unei persoane din Alba Iulia. Cât timp ai lucrat la aceste tablouri? Un timp așa anume greu să spun, pentru că am lucrat printre picături, a fost și cu începutul ăsta de an școlar și, ce să zic, suntem foarte ocupați acum. Este o perioadă într-adevăr foarte aglomerată și am lucrat printre picături, dar lucrez de ceva timp. Acum, de exemplu, mă duc și lucrez ca să trebuie să termin măcar un portret. Sunt implicat și la Drăgănești, bine că mi-am amintit, am o expoziție, mâine de dimineață este expoziția legată de zilele orașului. Expoziția este la Biblioteca Dumitru Popoviș din oraș și sunt implicat cu zilele orașului. E mult, sunt foarte, foarte aglomerat, dar sper să mă liniștesc, să-mi dedic timpul mai mult activităților practice legate de artă. Și la Drăgănești, în cadrul expoziției, câte lucrări sunt? Și ce reprezintă acestea? Am peste 30 de lucrări. Sunt lucrări din diferite perioade, lucrări abstracte, câteva sunt 3 lucrări de început, primele eseuri, să zic, încercări de asta de abstractizare a formelor, verticale, știți tablouri dintre ale mele, sunt lucrări multe și mari, deci eu zic peste 30 de lucrări. Chiar nu le știu bine numărul, pentru că am mai dus, iar am pus pe perete, iar am mai schimbat, orice caz sunt peste 30 de lucrări. Ce te inspiră atunci când realizezi aceste lucrări? Sau care sunt temele principale pe care le ai în vedere? În general mă inspiră tot. Eu am spus-o și în emisiunile
anterioare, trebuie să te inspire tot, tot ce există în jurul tău. Orice formă, indiferent de ce natură este, că este naturală, că este artificială, fiecare are structura ei, densitatea ei. Orice formă este importantă. Totul pleacă de la tine, dacă știi să o iei din locul în care se află, da? Adică să o iei pur și simplu, să o transpui pe suportul tău, pe pânza ta și să ajungi să o expui. Totul trebuie să te inspire, nu trebuie să te limitezi doar la portret. Eu așa zic, un artist trebuie să guste din tot ce oferă natura și să nu neapărat sunt portretist. Da, asta nu înseamnă că trebuie să te limitezi numai la portret. Asta începe orice artist cu portret? Nu. Orice artist trebuie să înceapă cu studiu. Eu nu renunț la ideea asta de studiu. Bine, până la un anumit punct. La un moment dat trebuie să cauți și partea ta creativă. Adică trebuie să cauți și în tine. Și împreună cu baza care este studiu, atunci exact ca muzica clasică. De la muzica clasică poți să treci la orice, dar de la orice nu mai poți să treci la muzica clasică. Așa zic și în artă. Cel care are în spate o bază de pregătire foarte bună, atunci poate să treacă ușor. Bine, nici să se oprească acolo. Trebuie să caute mai departe, dar fără studiu eu zic că nu. Ceilalți doar așa. Se joacă de arta. Sau sunt autodidacți. Da, sunt oameni care, într-adevăr, eu am cunoscut foarte buni, studiază foarte mult. Acum, cu internetul ăsta, intri, găsești cum se face o natură statică. Ce vrei și ce nu vrei. Exact, da. Și ei sunt autodidacți și, cum să spun, vin și foarte studioși, mai și întreabă, modești, că fără modestie în artă, adică fără a pleca capul că tu le știi pe toate. De exemplu, eu am întâlnit persoane care le-am găsit greșeli la naturi statice, greșeli grave și au spus, dar ce eu așa vreau să interpretez eu? Păi de asta nu e interpretare, asta e deja greșeală, adică e greșeală de elipsă, greșeală de perspectivă, greșeli grave. Clar că nu ai cum să le faci, decât dacă ți impui să faci așa ceva, atunci se vede că știi și ți-ai impus și treci la altceva. Dar nu. Și atunci, așa a ajuns. Puțin arta este, cum să zic, au intrat și oameni care se prefac că fac artă. Partea proastă este că ei și cred că fac. Iar noi nu-i lăsăm. Mie îmi place de președintele nostru că el spune stop, pe aici nu se trece. Adică sunt anumite criterii atunci când este vorba de o expoziție. Da, bineînțeles. Totuși, nu... Adică nu oricine care se auto-intitulează artist poate să expună. Da, mai sunt. Deci, atenție, cei care lucrează, au greșeli și așa, ei sunt talentați, că altfel n-ar face deloc. Dar n-au înțeles că trebuie să și învețe. Din orgoliu, adică ei nu pleacă capul la un studiu, la... Nu, sunt orgolioși, am întâlnit foarte orgolioși și nu acceptă pur și simplu învățătura. Nu, ei sunt convinși că ce fac ei bine și merg pe latura asta. Și asta e foarte grav. Pentru ei. Și pentru noi, că uite, pătrund așa în sfera noastră oamenii neavizați și încurcă puțin lucrurile și pierzi tu timp să le spui că, nu e bine. De-aia, naietruță, Dumnezeu să-l ierte, nu permite așa ceva. Deci nu spunea clar, nu, ăla să nu mă mai sune, face chiciuri. Clar. Deci mai veneau dintre ăștia care... Da, deci cam așa stau lucrurile în artă. Mai este valorificată arta? Este. Dacă știi unde să
să expui, să este valorificată. Noi avem pentru, eu știu, așa, un buget acolo, avem și învățământul care ne ocupăm și de elevi. Dar trebuie să muncești foarte mult, să expui foarte mult, să fii cunoscut, să mai contează și reclama, da? Să te cunoască lumea și, cum zicea profesorul de istorie Ioan Iovan, profesorul nostru, lucrarea rezistă în timp și pe perete. Ea spune ce are de spus. Dacă e bună în timp, se va afla că ai fost un artist bun. Dacă e o lucrare proastă și ai devenit bun așa doar pe, eu știu, pe istoria te va scoate la iveală ca fiind un artist neavizat. Adică ai fost, ai avut o reclamă făcută doar, nu, totul e să mergi pe sinceritate. Artiștii din zilele noastre țin pasul cu moda, să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, cu era tehnologiei? Da, țin. Mulți se opresc, adică nu se opresc, fac grafică computerizată, cunosc oameni foarte buni. Eu aveam în facultate un coleg care, în primul rând, lucra la revista Pro Cinema, sunt convins, da? Și avea un salariu foarte mare, câștiga bani, adică noi eram studenți și venea și ne spunea, uite, eu câștigam mult, mai mult decât profesorul nostru de an, lucra grafician. Nici măcar nu opera pe calculator. Avea un operator și el în spate spunea, mie îmi face așa, face asta, 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 asta. Și avea asta, bine, nu e ceva sigur, dar se câștigă foarte bine din grafica publicitară, grafica web. Mulți lucrează de acasă și câștigă bani. Dar unii dintre noi am intrat în învățământ și e greu să le faci pe amândouă. Am făcut și eu cândva grafică publicitară. Mai fac și acum când am de lucru câte ceva montaje dintre astea, dar puțin. Nu permite timp. Și nu mai poți să ajungi, dacă faci foarte multă grafică publicitară, nu mai poți să ajungi în expoziții. Nu mai poți să... Și deocamdată e cam greu să ajungi să faci artă într-adevăr, să expui din grafică publicitară. Ori faci, eu știu, o combinație între... E greu. E greu. Încă arta se limitează la elementele astea tradiționale. Pensule și așa, încă așa se merge și dincolo am văzut, se ține cont de așa ceva. Sunt și anumite expoziții dintre astea, dar cam elementele tradiționale sunt folosite. Materialele, penița, încă se folosește. Chiar dacă este rotring, el a plecat de la peniță și a ajuns rotring. Da. Ce este cel mai greu? Să devii artist, să fii cunoscut sau să te menții, să-ți menții această titulatură? E greu să și ajungi și, eu știu, să te menții pe aceeași linie sau să crești efectiv, iar e greu. E greu și începutul, foarte greu, foarte greu. Și e greu că, în primul rând, trebuie să studiezi foarte mult și să te menții, trebuie să cercetezi în continuare, nu te oprești la ce ai ajuns. Și sunt mulți pictori care și-au format o manieră și pictează numai așa. La un moment dat simt nevoia să schimbe. Majoritatea schimbă un pic maniera de lucru, majoritatea, dar unii se opresc la... Câștigă și foarte bine în zona aia unde se află, da? La stilul ăla pe care l-au descoperit și rămân acolo. Dar puțini rămân. Restul schimbă stilul de lucru. În funcție de căutările personale, în funcție de ce își propun, de... Și, da, e greu, e foarte greu. Și străi timp, am spus, timpul este un dușman.
Ce înseamnă timpul liber pentru tine? Nu știu dacă am... Nu știu, da, când dorm. Pot să spun că am un timp liber. Când dorm. Atât. Nu există timp liber. Nu există relaxare. Ți-ar mai trebui câteva ore într-o zi. Da, nu. Crede-mă, nu există relaxare. Eu stau și mă gândesc, când am stat degeaba. Nu există. Nu există, pentru că nu fugi la școală, păi du-te, și fugi și nu poți să... să-ți împarți timpul între catedră, între ceea ce faci tu? Foarte greu. Și o să mai renunți la ceva încurcături ale vieții, da? Asta spun încurcăturii ale vieții, timpul petrecut așa. Ai și un timp care îl petreci un pic aiurea, fără să-ți dai seama. De multe ori nu-ți dai seama. Îți dai seama după, mă, dar acum eu am pierdut timpul degeaba. Și... Timpul înseamnă bani, cum spune englezii. Este adevărat? Este adevărat. Mulți nu fac nimic fără să câștige. Adică timpul, cu alte cuvinte, trebuie valorificat. Da. Mulți, într-adevăr. Noi în artă nu putem să spunem că facem, eu știu, lucrări, expoziții ca să câștigăm neapărat bani. Deci aici, din punctul de vedere al altora, putem să spunem că e timp petrecut aiurea. E așa văd lucrurile. Nu e chiar aiurea, nu. Ne dedicăm artei și oamenilor. Da, cam... De cât timp te dedici artei? Da, de mic. Pot să spun de mic. De mic am început cu... Stau și mi-amintesc așa că modelam tot felul din plastelină, păduri întregi, copaci. De mic. Asta spun că eram la grădiniță. Adică modelam. De viață? Da, de viață. Nu, se vede dacă ai de mic. Nu există că, eu știu, vine mai târziu sau poate, eu știu, un șoc al vieții. Unii au fost cazuri când s-au apucat de pictură. Nu știu, cred că avem fiecare centri ăștia nervoși mai... alții de la, eu știu, un șoc al vieții capătă niște reflexe în plus. Dar sunt situații, da, în care oamenii... După, eu știu, au fost cazuri de morți dintre astea clinice, unde la trezire s-au apucat de pictură. Nu știu să le explic cum, dar s-au apucat. Nu neapărat cu studiu în spate, nu. Pur și simplu s-a deschis apetitul ăsta pentru artă, s-au apucat și de studiu și au ajuns artiști. Sunt situații, am văzut multe situații în care ei s-au apucat atunci de lucru. Acum, dar numai după șoc. În rest, nu, n-aveau treabă cu artă. A avut o revelație. Da. Acum lucrez la vreun bust? Am primit un telefon din Austria, de la un prieten, și a zis că să mă pregătesc, că să fie o lucrare, două, cel puțin. M-a mai sunat cineva și iar vrea un bust pentru o localitate, nici nu știu unde, a zis. Și a rămas să mă contacteze. Merge mai greu. Eu am încercat să merg și un pic cu lucrările, bineînțeles, în străinătate. Sunt plătite mai bine. La noi nu. E și, nu știu, lipsa asta de bani. Oamenii care au bani, nu știu, își măresc investesc afacerea, în alt mod. Da, își măresc afacerea, nu se gândesc neapărat la artă. Străinii sunt mai deschiși. Și apreciază mai mult artiștilor români. Da, și automat vine și aia mai ieftin de la tine decât să ducă să ia de la un artist. Deci asta este prima condiție, pentru că ei țin foarte mult la bani. Eu am văzut străinii. Da, tu zici, bă, ia uite ce bani mi-a dat ăsta. Păi, da, lucrarea de la el nu lua 1.000 de euro. Și mai bine îți dă ție la jumătate și e ok. Iar tu zici, bă, e bine și pentru mine, e bine și pentru ăla. Dar nu vin. În general... Ei dacă vin să
te aleagă pe două criterii. Una, să îi placă ce lucrezi, adică să fii cât de cât bun, și pe urmă partea financiară. Da, suntem, din păcate, la finalul discuției noastre. Mulțumesc mult pentru prezență și mult succes și în toate activitățile întreprinse. Mulțumesc, mulțumesc mult. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost în fața micilor ecrane până la această oră. Până luni, toate cele bune. La revedere, o zi frumoasă cu mult soare în suflet și un weekend perfect.